Varroa este acest parazit care distruge fantastic de evoluția în progresie geometrică și atunci atacul este masiv, te trezești deodată că te-a terminat. În condițiile în care s-a slăbit familia, ea este supusă atacului și altor virus, paraziți și așa mai departe, încât în final o familie slabă te trezești că se contaminează cu diverse alte boli. De aceea, stupul bio, care are calitatea de a lupta împotriva varozii natural, este și cel care conduce spre familii puternice care sunt în stare să se apere. Se apere singur. Și, practic, el este dotat cu toată tehnica de ultimă generație, să zicem așa, în materie de apicultură. Fundul antivaroa, care este obligatoriu să fie în orice stup instalat, aici nu e nicio invenție, dar este un instrument principal de luptă. După doi, rama clăditoare, aici e invenția și unicitatea. Deci tu n-ai inventat rama clăditoare, să ne înțelegem. Categoric. Tu ai inventat optimizarea și eficientizarea ramei clăditoare la maxim. Da. Așezarea în plan vertical pe toate... Transversal pe familie și... și respectăm principiul neinvaziv. Da. Principiu pe care lumea trebuie să-l înțeleagă. Nu vii să ia să mă uit eu, că fiind apicultor începător, sunt tentat. Ia să văd ce mai face familia mea, dacă tot am venit, să mă uit să-mi bag nasul în ea. Ne încercând să zic, stai să mă uit un pic la ordiniș, hai să mă uit așa. Dacă vreau să văd ce mai face familia mea, să o citesc în de la ordiniș și exact. Dacă e cazul să mă uit în el. Da. Nu, mă uit ca în coteț cât văd dacă mai am rație, știi? Și să le număr. La apicultură nu se face asta. Trebuie să recunosc asta. Tu știi că și ca profesor le spuneam lucruri pe nume. Când am luat în obiecti cele două familii, având microbul, în obiecti profesor fiind la un bacalaureat, am luat cele două familii. Crede-mă, mă duceam de 3 ori pe Tarjbuga, acolo unde aveam cei doi stupi, de 3 ori pe zi mă duceam să văd ce fac familiile mele. Și nu rezistam tentații să te uiți în ele. Mă uit și pe el, și în ele. Măcar o leagă desfăceam, mă uitam și o ramă, să mă uit, nu m-am credit-o pe ce, am pus o ramă. Era o prostie imensă. Dar acum, practic, la biostup poți face asta, ridicând roinița. Asta este extraordinar. Și m-am uitat numai pe rama creditoare. Tu știi cât e senzațional. Deci ca joja la mașină, când vezi că mai ai ulei. Da. Nu desfaci tot motorul să vezi că mai am ulei sau nu, sau care nivelul. Da, boaia de ulei. Ci doar am joja. Același lucru este și aici. Da. Prin faptul că... Și hai să zicem, deci dacă eu ridic rama clăditoare, ce informații îmi dă rama clăditoare? Aici este deosebit interesant, așa. Eu văd câtă albina am aici. Densitatea albinei de aici este echivalent cu densitatea din interior. Interesant. Fără să fie atins catul. Să ne înțelegem. Asta e faza. Interesant. Da. Viteza cu care îmi crește mie făgureanul este în funcție de puterea familiei. Da? Da. Ți-am spus că am avut și familie care nu trebuie dincolo. Pentru că nu a fost o surpriză când apicultorul a spus că nu e trecut dincolo de grilă, este clar că avea o familie slabă. Slabă din ce motiv? Ori marca slabă, ori varoa ataca, ori... Deci rama clăditoare se tăia degeaba, nu ajungea nimeni acolo la ea. Și la mine s-a întâmplat, repet, mi s-a întâmplat la alte familii care erau mai slabe să nu treacă dincolo de grilă. De aici am tras concluzia că trebuie să avem mărci valoroase și să... La transvazarea asta, când expandezi, este secretul, mare secret. Cât o faci proporțional cu creșterea familiilor. Nu forțezi. De-aia 3-1 pleacă puternic. Da. Cel care e luat, când e luat și a rămas cu o singură matcă, are suficientă albină încât pleacă... Da, am înțeles. Deci tu asiguri expandarea pe măsură ce se dezvoltă. Deci optimizează, într-adevăr. Deci la iernat trebuie să comprim și comprim nepierzând măci, pentru că îmi permite 3 într-unul. Da.
Și la plecare expandez puternic. Hai să mă întorc la povestea aceea cu tine, când mi-ai luat în primăvară acum trei familii, te-am dus în cele trei, ai făcut activitate, ești toți trei plini, ești în etapa că ai zis că revenim. Mi-ai zis așa că hai să revenim. Îți propun să revenim acum. Da? Dar nu prind mult timp. Nu mult timp. Da. Te înțeleg că ești obosit. Da. Îndată îți spun ce vreau, ce idee aveam. În clipa în care e cules și ai trecut de salcâm și ai golul acela când ți-am spus că roiesc foarte tare, da, tu faci următoare operații. Ai sesizat prima familie care ți-a intrat în frigul roitorului. Ce înseamnă că ți-a intrat în frigul roitorului? Înseamnă că una din măci a început să crească boci și e o problemă și cresc 50-60 de boci. Și am povestit eu parcă și altă dată, prin timp am mai povestit chestia asta. Da. Atunci, în clipa în care s-a dat treaba asta, din familia aceea, nu întâmplător a plecat aia la roit. E cea mai puternică. Da. Ar dezistat foarte multe, ar bine mult, la la. Acum, te duci și bagi diafragmele. Deci, erau câte 17 rame, am spus, nu? 17 rame și a 18-a era rama... Dacă e vorba de stupul, care stup? Stupul staționar. 6-6-6, 18, da, cu tot cu rama creditoare. Da. Acum, pui diafragma de după rama creditoare, da, în partea de jos ai pus, dar tu te-ai dus și sus, că am zis pui caturile, ai fost cu caturile, familia ai cules, ai făcut treabă, ai și roința pusă sus. Uh-huh. Dacă ai pus roința, înseamnă că deja ai avut niște boți de undeva, de-ai pus sus o ramă sau două cu boți ca să pornească și familia de sus. Da? Uh-huh. Jos, în familia de bază, pui o folie de dedesubt. Atenție, Cristi, neapărat trebuie pus asta. Nu familia de bază, în buzunar. În buzunar trebuie pus o folie în partea de jos. Da. Pui diafragma ca să izolezi mirosul. Ca să izolezi mirosul, buzunarul să fie izolat. Dar cum pun folia jos? Adică pe perete, cum? Nu mai, o bucată de folie o pui să fie prinsă de jur, cu niște pionezi dacă e nevoie. Uh-huh. Da? Până acolo. Și pe diafragmă întoarsă un pic în partea de pe lângă diafragmă în sus. Trebuie să fie un pic mai mare, ia folia asta. Da, eu zic cel mai bine asta trebuie făcut, practic, asta se face practic, da, pentru că e greu de urmărit așa ceva. Bun, pe mine mă interesau lucrurile astea ideea, de bază, da. Da, care, așa. Dă-mi voia ideea, că mă las în drum. Și în condițiile astea am dat drumul la mulțirea, Cristi, nu? La cine? Matca, o matcă de crescut în buzunarel, o matcă în roiniță. Da. Și fac în toți cei trei stupi chestia asta. Da, și mă pregătesc pentru... pentru mulțire, da? Și pentru anul următor. Așa. Și în felul ăsta, în toamnă, am să am 3-3. Am înțeles. Și acum... Și mă cobor, da, și nici nu trebuie să mai cumpăr, că mă pot... Deci tu... Întoarce în cei care am făcut eu și pentru anul următor fac anul investiția. Anul următor mai duc cu 6 stupi. Asta e șmecheria. Asta e șmecheria. Îi aduc, cumpăr anul următor. Pentru că anul ăsta pot să iernez la compactare. Exact. Da. Și tu te restrâns, deci cum ai făcut în primăvară, în primăvară din nulul ne-am dus în trei, da. Acum din fiecare se strânge nulul, roița, popoare, am arătat în filmele toate cum se strâng, și în ultimă instanță, în următorul an îți trebuie 6, ai te trezi cu 9. Da. Următorul va fi 3-9-2-7, iată că în 3 ani ai plecat de la 3 familii. Am înțeles, deci ușor, ușor... Cu știință și... Da, și cu toate informațiile astea și cu ce am făcut, cu filme de pe Prof Online. Da. Și cu toate astea ai șanse foarte mari. Vreau să-ți arăt și chestiile astea pe scurt, numai un jumătate de minut, două minute, să spun. Chiar că am participat la evente ca de la Iași, știu apelicultorii o parte din ei, acum la București, la... Da, sunt și filmele da, pe sunt site. Și pe acolo. Sunt aceste premii, iată, Biostupul ca și marcă de înregistrată. Deci avem toate lucrurile puse la punct, da. Încât
Și certificatul de brevetă și toate lucrurile astea. Acolo sunt medaliile obținute. Toate acestea ne îndreptează să credem că avem niște lucruri clare și sperăm să fie cât mai repede. Asta este, asta este cea de la moldoveni, da, primită, v-am spus, în firma acela, cu diploma, cu tot, de la profesorul acela universitar. Astea sunt de la Inventica, așa, pe tot unde am mai putut ajunge, am obținut aceste rezultate. Sper că... Da, rezultatele vă vor vedea concret în filme, acuși. În filme, da. Eu abia aștept... Da. Și astea sunt videomanualele. Iarna asta a fost... Da, astea sunt videomanualele. Da. Partea întâi și partea a doua. Și ce vreau să spun, în curând îi anunțăm că apar videomanualele de matematică. Vreau să le spun cu bucurie, încurajat de ce am reușit acum la apicultură, am plecat și pe matematică. Sunt deja în lucru două capitole foarte importante de matematică, la 1-4, da, și la și calcul algebric de la 5-a până la 12-a. Le recomand foarte tare celor care vor, care au cu nepoți, cu, da, cu apicultorii care sunt, da, interesați. Unii, să știi că chiar dacă nu sunt apicultori, totuși aleargă pe au, așa cunoștințe, și, copii, exact, care... Exact. Da, și anunț că la sfârșitul săptămânii acestea suntem în stadiul de a da drumul. Acum lucrez la capitolul geometrie plană, voi juca geometrie spațiu, când mă iau analiza matematică și toate, pe capitole. Și un capitol și despre hexagoane. Un capitol despre hexagonul, da, de la celula de albine, da, nu? Da. Pe prisma hexagonală vom vorbi acolo. Da. Despre faptul că cu minim consum de ceară, capacitate maximă de adăpostire. Păi nu degeaba albina face hexagon. Putea să facă sferii, putea să facă dreptunghiuri, pătrate. Da, dar nu mai putea fi așezată. De ce face fagurile în hexagon? Da, pentru că este un optim. Și geometria și matematica demonstrează lucrul ăsta. Da, exact. S-au dovedit chestia asta. Cu minim de material, maxim de volum. Da, și... da. Maxim capacitate de adăpostire. Da. Deci toate lucrurile acestea sper să constituie, să spunem, o surpriză plăcută pentru cei care îmi urmăresc site-ul, și să-i rog. Da, sunt. Dar chiar vreau să-i rog un lucru. Toți cei care au achiziționat video manualul, dacă pot pune și comentarii, da. Rog din suflet să spun asta. Că am sentimentul că chiar e o reușită, da, pentru că... Da, sunt deja, dar chiar încurajăm dacă... Să o facă și mai... Da, dacă l-au găsit util și le place... Da. Să feedback. Să un comentariu. Da. Că așa îi mai rămâne și pe alții. Da. Una să le spun eu cât de interesant. Da, și alta este cel care l-a cumpărat și da, îi mulțumim. Da. Mulțumim frumos și pentru că tu ai avut inițiativa asta, că să recunosc că este inițiativa ta de a propune o discuție. Da. Eu sper să fie una utilă. M-am sunat așa mulți din teren și spuneam, domnule, dar fă un filmuleț, uite, n-ai mai făcut de atâta vreme în filmul ăsta, așteptăm. Da, eu am vrut să fac... Citit de întrebările care apar pe site și am vrut să joc rolul apicultorului începător. Eu mai știam multe de la tine. Bine, eu nu sunt practicant apicultor, ci doar în teorie mai știu. Da. Dar am vrut să joc și rolul celui care nu știe nimic. Îți dai seama ce se întâmplă în timp, apropo de evoluții. Dacă eu am plecat de la etapa, nu de la tatăl meu, informații, cum să spun, de asta la un nivel destul de da, primitiv chiar lucrurile. Iată că pentru... Eu așa zic că am informații destul de multe, dar na, îmi lipsește, lume, nu? Da, îmi lipsește experiența care cu totul... Sigur, că cred că am doar 10% din ce înseamnă apicultură. Pentru că da, ți-amintești totuși. 90% e din experiență. Dar nu ți-amintești că mergeam cu mașina când eram... Ba da, mi-am zis aminte, dar nu zic, practic, de a fi apicultor, de a lua decizii în stup. Da. Sigur că astea se învață acolo, la fața locului. Da. Dar totuși apicultorii, așa care m-au văzut pe internet, tu n-ai putut vedea toate filmele. Hai să spunem pe cea dreaptă. Pe toate filmele care le-am pus pe internet, acolo nici nu le-am putut vedea. Nici pe cele care le-am filmat, nu le știe în totalitate. Dar am avut posibilitatea ca în vara asta să am pe băieții cei care sunt pe DVD-uri aici, cărora le făceam următorul lucru. Le dădeam, mă duceam cu ei, astăzi lucrăm la familie, vă dau următoarea lucrare.
la vagonul ăsta, sunteți responsabili. Din primăvară până în toamnă le-am lăsat un vagon la care lucra Tiepul, să văd pe film, de ce sunt atât de atractive. Și îi lăsam în film, da. Pe Marius să lăsăm de îi filma, da. Și îi spuneam, discutați între voi, luați decizie acolo, băi, ce să facem, mă? Dacă aveți probleme și nu vă descurcați, mă chemați, mă chemau. Deci erau lucruri... Da, deci, practic, a situația concretă, da, filmată, da, 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 aceea, da, da, în care tu, apicultor începător, ești pus să iei decizii, ce să faci? Era e bine să ai și pe cineva să te consulți, pentru că... Da, da, da. Era pentru prima dată pusese mâna pe ramă. Niciodată nu văzuse un stup, nimic, nimic. Și luați, însă, au intrat în familie, au lucrat cot la cot cu mine, le-am dat responsabilități, au făcut treaba, mă duceam... Și astea sunt filme. Da, da, da. Deci pe internet așa ceva se află. Nu pe internet, pe DVD-uri, da. Pe DVD-uri. De ce oamenii caută foarte tare? Da, da, da. Și sunt fascinați. Și chiar îi rog să fac comentarii aici. Am înțeles, da. Bine, mulțumim. La revedere. La revedere.